Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod din Sâmbăta cu Pletosul. Ei bine, m-am uitat la propunerile voastre de pe Instagram, au fost câteva foarte aiurite, exact cum plac mie, însă majoritatea mi-ați spus să vă fac story time, așa că e timpul pentru nou story time. Dar, înainte de toate, să vă spun câteva lucruri. Dacă vreți să fiți pe fază când mai postez câte vreun vlog ceva, deoarece episodul ăsta este filmat cu o săptămână înainte și membrii deja l-au văzut înaintea celorlalți, așa că dacă vreți să vedeți episoadele cu o săptămână înainte, puteți să deveniți membri, că aveți în descriere linkurile de la tot și de la cum să vă alăturați și de la Instagram și de la tot. De asemenea, probabil în acest moment când vedeți videoclipul, eu sunt plecat la un festival de roaceri, așa că follow pe Instagram ca să vedeți pe story ce mai fac eu pe acolo, poate filmez și un vlog ceva, vedem, stagiană pe story-uri. Acum, hai să trecem la story time, după cum vedeți și din titlu, vom vorbi despre amintiri de-astea în copilărie, cam ce definește copilăria la țară, cum am prins-o noi, cei de vârsta mea sau chiar și cei un pic mai mari, undeva prin anii 2000, sfârșitul anilor 90. Așa că, hai să mergem pe teren, pentru că, ce naiba, stăm atât acasă, hai afară cu mine! Și am ajuns acum pe teren, deci, bine, probabil că deja e sâmbătă, având în vedere că eu mai mult am stat în casă mai toată copilăria, am nevoie de careva care are mai multe pățanii. Eu și așa nu mai văd nimic în fața mea de la blițul ăla, mai am unul și aici în partea mea, deci, cum e copilăria la țară? Ia zi-mă, cum a fost pentru tine copilăria la țară? Care sunt cele mai profunde amintiri ale tale? Mai spate? Atâta, la planta asta să nu treci de ea. Să nu trec de ea, bine. Da, ca să te vezi și tu. Pe mai trebuie să fiu și așa între copaci. Da. Păi ca să zic așa, ca întâmplări, cu ce să încep? Nu știu. Să luăm panotimpuri, știi? Că niște chestii făceai vară, niște chestii iarnă. Începe cu alea cele mai retardate, așa. Cele mai nenorocite, că pentru asta se uită lumea, nu pentru derdeluși și chestii frumoase, că nu suntem așa nostalgici pe canalul ăsta. Da, păi hai să povestesc pe aia cu când ne-a alergat ăla cu pușca. Azi o pe aia, dar aia a fost, mă rog, erai deja mai mare tu, nu mai erai. Da, sau mă rog să zic pe aia cu baloții. De era ferma aia. Nu știu pe aia, spun-o. Era o fermă de asta de vaci, acolo sub coastă unde are asta conacu acum. Așa, da. Și noi ne duceam acolo ca și copii să sărim pe baloții aia, că erau mulți înalți, săreai de la distanțe mare, era cum au copiii acum chestiile alea gonflabile, casele alea de se duc și sar acolo. Da, 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 da. E, versiunea noastră era cu baloți, cu paie. Nu ai și videoclipul ăla, adică cu manevre de wrestling. Da. Și ne-am dus acolo, dar noi ce făceam? Intram până fracție, îți dai seama. Da. Veneați și noaptea sau ziua? Ziua, ziua, îți dai seama. Și la un moment dat a venit Au venit un paznic de acolo, trăgea după noi, nu știu că dacă avea gloanțe oarbe sau nu, dar și ăla trăgea cu ceva și eram cu nară, mă, că tu știi pe nară. Da, lumea după cea sigur nu știe pe nară, da. După cea din comentarii. Și stăteam noi acolo, ne jucam și mai erau și câțiva de etnie, să spunem așa. Da, așa, că suntem pe YouTube și trebuie să fim corecți. Și nu știu ce dracu au furat aia după acolo. Și a dat vina și pe voi. Și a venit paznicul, da. Și noi direct să-i dăm de acolo viteză să plecăm. Eu m-am aruncat după un balod ăla, am căzut pe altul și pormă jos. Câți ani aveai? Păi cred că aveam vreo 12-13 ani, ceva de genul ăsta. Adică asta-i treabă de acum mai bine de 14-15 ani. Da, da, da. Unii nici din comentarii poate nici nu erau născuți. Și nară săracu a sărit de acolo de sus, a căzut, a alunecat în noroi și l-a prins paznicul. Și l-a bătut, ce a făcut? Păi nu, a venit poliția, nu știu ce, tralala, noi, eu am fugit cu ăștia alții cu așa. Nu v-au recunoscut ceva? M-am fugit, m-am dus acasă pe coastă. Așa, m-am schimbat de haine și am ieșit pe șosea pe urmă și am văzut mașina de poliție. Dar era noapte? Nu, era deja era ora 5-6. A, era lumină. Da, 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 și ea l-a prins pe nare și pe încă unul. Și au zis cu care au mai fost? A, nu, nu, n-au zis nimic. Nu i-au chinuit în halul ăla. Da. Alte chestii mai erau. Ai fost fugării de câini? Că am pățit eu odată. Bă, faza e că eu cu câinii nu prea și am. Și acum? Mai avut alte altercații cu ei. Odată m-au încercuit vreo 11.
eram cu bicicleta, fix acolo, un la Vichești, în față, pe josea. Da, 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 în zona aia. Veneam, era două noapte, mă întorceam acasă. Ce dracu făcea la două noapte? Veneam de la Petru. Am înțeles. Când stăteam partea aia. Ah, de la Petru. Așa, și am venit, eram cu bicicleta și am văzut, m-au încercuit, m-am dat jos după bicicletă și am găsit așa un băț atât, să zic, cât o palmă de lung. Stai acolo, spune, că tu te vezi. Te vezi? Acum te vezi un pic. Un băț așa, cam cât un antebraț și cu bicicleta pe o parte și pe eu pe cealaltă parte cu bățul. Pe partea asta mă feream cu bicicleta de câini, pe partea asta cu bățul. Pe bicicleta, pe poți de scut. Da, da, da. Și am mers așa vreo 50-60 de metri până când am scăpat de ei, dar mie nu mi-e frică de câini, știi, asta e atâta meu. Da, altfel erai panicat, erai și știința și câinele, frică da, se nu, n-am treabă cu frica de câini. Ca idee, cât de retardat eram eu când alții probabil nici praf de stele nu erau, am vrut să fac așa, știi bicicleta aia mea cu viteze, cu nu știu ce, da. Am vrut să-mi dau drumul de pe coastă de la mine, să iau pe trancari să ajung la pădure, la viară, nu știu ce dracu mi-a trecut mie prin cap. Am uitat de faptul că oricum eu opream că e șoseaua acolo, da. Da. Oricum am oprit acolo și n-am urcat până în vârf. Și cum am ieșit, cum s-a terminat ultima casă, câte 4-5 dulăi de aia ca ursul meu acolo. M-am oprit, m-am întors încet și când am pus pedala să fug, nu m-au venit încă unul după un gard. Bă, și am dat așa o viteză până la șosea, m-au fugărit câinii aia, din fericire nu m-au prins. Dar când m-am dat jos după bicicletă, știi cum e forma aia de pe ghidon, pătratele alea? Zicea că aveam mâinile ca aia de mate, așa de tare am strâns. Bă, am băgat o viteză, mă lua radarul în puii mei, dar striga, marș, ajutor! Nici dracu, deci mă băgau acolo câinii aia. Noi mai, ce mai făceam? Mergeam ori pe coastă, ori pe luncă, mai ales vara. Uite cum e acum și cum suntem aici. Mă mir că nu ne-au atacat țânțari încă. Făceam un foc ca să scăpăm de țânțari. Lanul de porumbi acolo, pe vremea aia nu era așa secetă și porumbul se făcea, era numai bun, luai, îl coceai pe foc și îl mâncai. Da, acum ne-am uitat acolo, nu-i bun de nimic. Îl dai la animale, maxim. Da, nu ai ce să faci cu porumbul ăsta. Eu am mai căzut de pe coastă de două ori. Odată de la grota aia, peștera aia, dacă știi de unde. Da. Și odată am urcat acolo la buncăr, ce dracu' e ăla acolo sus. Și când să cobor prin spate pe la poliție, am luat-o la vale și am prins viteză. Și am căzut la atâta distanța cu capul de o buturugă. Dar mi-a rămas aici un semn de mi-a deschis da, asta. Am căzut de manjulit. Vai de până la mea, cum dracu' să cazi după coastă, mă? Păi, era mic și prost. Acum am mai crescut și eu un pic. Da, ești mai mare. Ești mai mare un pic. Pe ce chestii tâmpite te mai luai la bătaie când erai mic? Că, na, noi copiii ne băteam și când ne certam care desen animat e mai mișto. Da, la noi erau chestiile cu înjurături, mai ales ale de morți. Dacă pe vremea când, dacă te înjurai, chiar că ți-o luai. Da. Nu ca acum când îi vezi bunica se înjure toți morții și după două minute sunt, bă, mi-a făcut plăcere, bă, na, am cam exagerat și eu cu morții, da, și oameni se răcură, Nicolas. Să fii sănătos, multă baftă și pa la revedere. Să vezi cum era când m-am transferat eu aici de la București. Îți dai seama, ăștia de aici sălbatici. Bucau de viu. Păi, cam așa a fost, adică cum era o ocazie. Unul, dacă mă contrazicea cu cea mai mică chestie care n-avea nicio semnificație, toți mă conjurau ca niște câini așa. Lui ca tine, nu știu ce, bine că ai venit tu de la București. Bă, și fetele încercau să se ia de mine. Beam o sticlă cu apă, îmi dădeau așa pe stămână să vărs pe mine. Am aruncat așa cu apă pe una. La un moment dat ajunsesem să arunc cu scaune prin casă. Dar tot ei se luau de mine. Bine că unii au ajuns repetenți, unii pe la pușcărie. Unul în clasa 10 a furat din penii, altul pedofil acum. Am ajuns chiar ok față de alții. 2-3 sunt ok și chiar cel mai cobraz mi s-a părut unul care a rămas sărac cu repetent în a 6-a. De ăla era cel mai cuminte între toți. Și acum dacă îi întreb pe aici pe la mine prin sat pe ăștia colegi de e-mei și zici de Ovidiu, care mă, ăla de a veni de la București? Bucureșteanul ăla cu fițe? Ăla-i gay, e handicapat, e smuci din nas, aruncă cu scaune, numai de-astea o să zică de bine. Băi, eu n-am avut decât vreo 4 bătăi așa, eu nu prea cu bătăile. Mm-hmm. Și de obicei se întâmpla, eu sunt genul care te las până în punctul în care mă enervez și îmi bag pula. Până ești bogam, ești, cam așa ești. Da, era unul care în clasa 5 am tot făcea bullying și așa. Și
pe urmă, când a început clasa a șasea, era din clasă cu mine, nu știu cum dracu a făcut pubertatea, că eu am crescut mai mult decât a crescut el și era mai înalt, mai mare. Și ai avut avantajul. Și nu mai putea să... Da, și tot așa venea la Dalea cu la mine, mă împingea, mă nu știu ce, mă, și când i-am futut una în bot, direct, dar atunci m-a lăsat în pace. Nu când a văzut că nu mai merge. Da. Păi ții minte că tot așa, a vrut unul să-mi tragă scaunul și eu am fost pe fază, sau nu știu, venea și îmi făcea așa. Și eu l-am văzut cu coada ochiului și am vrut să-i prind una așa, dar nu l-am lovit bine și l-am lovit doar așa cu vârful pe aici. Dar a avut nasul roșu, ziceai că era Rudolf. Nu o să uit cât am zgâriat un parchetul, că am aruncat cu scaunul la un moment dat. Ținte că am venit cu taicul la școală, că mi-au zis colegii de luni, că era vineri, sau ce zi era în ziua următoare, ai belit-o, gata, nu mai pleci de aici, te facem praf. Și am venit cu taicul și s-au mai cuminții de atunci. Dar în continuare au ura aia pe mine. Nu înțeleg de ce. Deci eu n-am făcut nimic, aia e chestia. Când nu faci nimic, parcă mai rău enervezi pe alții. Băteai mingea pe șosea? Jucam foarte mult tenis de picior. Așa și eu, tenis de picior și pătrățica. Că nu prea treceau mașini. Un camion pe la vreo 5 minute și mai făceam semn așa. Uneori claxona și alteori ne arăta muie. Mie mi-a arătat unul muie. Pe care și tu stă la două străzi de mine. La pe vremea mea nici camioanele nu prea treceau, treceau mai rar mașini și jucam tenis o grămadă pe șosea. Mamă, ce-mi plăcea tenisul de picior. Tu la ce an te raportezi? 2007-2008? 2007-2006. Am înțeles, când bătea mingea pe șosea erau cam 2012-2013, deci... Da. Deja au început să-și mai iau unii mașini. Cum a fost când primul din grup și-a luat mașină? Sau avea un frate mai mare cu mașină? Păi nu știu, eu l-am prins pe tovarășul meu din liceu, tot în gură, așa, care mă lăsa să mă nec, al detalii, așa, și el a fost printre primii care a făcut 18 ani, a început școala de mai devreme, la 18 ani deja avea permisul luat și venea cu mașină și așa. Da, cu el ce mai mergeam cu mașina. Aveai prieteni sau dăștia care mai fugeau de acasă, Sanchi? Deci nu prea aveau unde să se ducă? Cum adică să fugă de acasă? Să se certe cu părinții să fugă de acasă. Mă, nu prea, că bătaiele că am rezolvat pe toate aici. Deci, cam aia e chestia, uite, tu oricum ai 27 de ani, la tine erau alte vreme. Nu prea erau mulți dăștia așa ce-au fost, că îi învățau părinții ca lumea. Bă, da, era într-un fel. Bătaia. Bă, unii aveau nevoie, adică când îi vezi pe alții cum sunt acum cu fițe și răsfățați, bă, adică meritau niște plezneală. Până în 2009, când am terminat eu clasa 8-a, s-a tot dat bătaie până la generală. Deci bătea, dar e adevărat că era un profesor cu numele Z de dădea cu biciu? Nu, eu știu decât din liceu. Nu, eu zic de aici, da, căci că ăla dădea cu biciu, sau ceva de genul, că era rău. Da, cu nuiaua, nu știu. A, da. Nu cu bici, cu nuiaua. Știu că Lampă zice că a luat bătaie multă de la Z. Bine, Lampă a luat bătaie mai de pe la toți. N-a pus porno acolo la informatică și... Da, a luat bătaie și de la Z. A venit profesor de geografie, i-a dat bătaie, a venit directoarea. De ce îl bați? Uite femeie ce a pus aici. Fă-ți gâtul, bătii. Odată Lampă îl chinuia pe Ion, care, mă rog, Ion era vorsul, îl chinuia pe catedră, îl gândi la alpula mea și... Dar l-a și întins așa ca pe mor pe catedră? Da, 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 și exact când se întâmpla aia asta, dar chinuia în clasa intra. Mamă, și amintiri mai frumoase să lăsăm deoparte bullying-ul și astea, că cred că am vorbit destul despre. Bă, era o chestie interesantă la Săniuș, pe lângă datul cu Sania și așa, noi având și coasta asta aici, da, eram binecuvântați. Și pe atunci mai ninja? Da. Erau ierb atunci, nu da. Niște tomni mai lungi. Și era frig, și pentru că era frig, ca să nu ne ducem acasă și să putem să mai stăm niște ore, făceam focul. Să vă încălziți. Să ne încălzim, dar și până ne mai dădeam o oră. Ei, și când făceam focul, noi ce dracu făceam? Luam cucută uscată și o fumam în pula mea. Ce făceați? Fumam cucută cu aia. Voi realizezi că aia e otrăvitoare, nu? Da, dar era uscată, nu mai avea... A, s-a dus dracu zeama din ea. Da, da, da. Aha. Dar era uscată. Oricum tușeai un pic așa, dar avea o aromă. Tușeai și de la prima țigară, puii mei. Da, tușeai și de la o bășină mai puțită.
tuburi uscate așa, la care le dai foc și venea fum până ele, adică... Dar n-auzi, mă, ce a făcut un YouTuber, I Hate Pink, pentru cine știe, undeva la țară, a luat o sticlă cu puțină apă și a băgat cu cută verde. A închis sticla aia bine și a lăsat-o undeva la cineva în curte la soare. Și s-a dus, nu știu, o săptămână mai târziu, cum a crăpat un pic așa să desfacă sticla, a venit un miros din ele, i-am puțin la toată curtea. Deci a mirosit, deci cam asta e cea mai bună răzbunare, cu cută de asta împuțită să-i faci la unul. Dar asta primăvară, că acum nu mai e cu cută, s-a uscat, s-a dus dracu. Da, și s-o amesteci cu mucuri de țigară. Da, că și ea se împucică. Da. Eu nu știu că nu fumez. Zi la liceu cu Sembișu, cu Râme. A, da. Ăla a fost cel mai tare. Da, la liceu aveam doi tipi în clasă, nu o să le dau numele, care mai furau sandvișurile. Futuie în gură. Da, și eram vreo clasa a 10-a, cred că, da, clasa a 10-a. Și ca să nu mai îmi fure sandvișurile, că degeaba le ziceam, ce să te bați cu ei, n-aveai cu cine, că erau doi. Am înțeles, le-ai depășit numeric. Da, și am zis, ia să fac eu două seturi de sandvișuri, cu pungi diferite de culoare, ca știi? Să știi care ca care. Să știu care care, da. Pe ale mele le-am mâncat. Am luat ultimul din pungă, exact în pauză, pauză eram, am luat din pungă unul, le-am băgat în ghiozdan. Da, și le-am zis, dacă nu o să, le-am zis lor, haha, dacă nu o să mai luați voi mie sandvișurile, înainte ca ei să le ia așa. Ca să-i întărâți. Ca să-i întărâți, exact. Da, psihologic așa. Și pe urmă eu am ieșit pe hol să mănânc sandvișul, știi? Nici asta să-i vadă. Te duceai pe acolo, băi, fraierul, am sandviș, mmm, ce bun e! După un minut, două, mă întorc. Erau deja călare pe ghiozdanul tău. Au luaseră de acolo, erau și râdeau, ha-ha, credeai că nu mai luăm și nu știu ce. Și zic, bine, nu știu, stăteam așa, mâncam din sandvișul meu bun și mă uitam la ei cum urmau să mănânce din niște sandvișuri pe care eu le făcusem cu brânză și în aparat, doar că mai pusesem și niște râme. Râmele seară... le-ai pus după ce le-ai făcut în aparat sau înainte să bagi în aparat? După ce am făcut în aparat. Nu băgai râmele în aparat? Nu, dar totuși, cu o seară înainte m-am dus, am scos din pământ niște râme, le-am oporit cu apă fiartă ca să moară și așa și să le dezinfectez, să le... Le-am fiert un pic, cum se spune. Bă, da, și tu crune, ai dat cu apă fiartă. Da. Ai stat să fierbe apă, să omor râmele. Da. Hai, dă, eu le... Știi, s-au făcut așa albe, bă, băiatule. Păi așa e râma, se albește când moare. Da, 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 albe. Și când putrezește e pământ. Exact. Că mănâncă pământ. Le-am pus în sandwich râmele alea și le-am lăsat așa. Mamă, râme moarte, nici măcar vii. Deci tu le-ai dat sandwich cu mortăciune, practic. Da. E bine că alea nu prea miros. La pământ, ce să miroasă. Maximul indigestie. Și îi mai spusesem și la încă doi colegi, știi? Și au început aia să râdă. Unul dintre ei nu, n-avea nicio treabă. Era la modul, da mă, să-i lăsăm să mănânce în pula mea. Și ăsta la altul era așa mai, se făcea scârbă ușor, că dacă știam nici nu-i ziceam. Da. Și momentul în care l-am mușcat în sandwich și nu știu ce, ăsta a zis, bă... Ăsta, vezi că nu știu ce, ia vezi mai bine sandwich-ul ăla și nu știu ce. Și momentul când a tras din sandwich, unul apucase deja amestecat în râma scuipat, celălalt... Era râma așa întinsă. Da, i s-a întins râma în sandwich. Hai de pula, mea. Da, că n-am stat să le șitoc, să le pun bucățele. Mai bine că așa, să fie scârbos, ca în bancul ăla. Ce e mai rău decât un vierme, să muși dintr-un măr și iasă un vierme, să iasă doar jumătate de vierme. Da. Cam așa și aici. Și de așa, atunci n-au mai luat niciodată sandvișurile. I-ai învățat minte. Așa odată au, tot așa, l-aveam pe unul care până în a 12 era țufut rău, dar în a 12 a devenit om de nota 8,59, adică era băiat serios. Dar până atunci era cu nasul pe sus și se certa cu toată lumea. Ăla era talentul lui. Și un coleg, Ovidiu îl chema și pe ăla, te salut Izule dacă vezi, ăla foarte handicapat, genul ăla de... Îl cărau... prin sat pe la el cu roba de bea ce era, bețiv de mic. Și ce-a făcut ăsta? I-a pus laxative în suc. Dacă nu se apucau proastele clasei să râdă, ăla bea tot sucul, că era sete, că venise din pauză. Ăla tot a apucat să se apropie, să ia o gură. Toți eram cum stăteam în bănci. Ne uitam așa, câțiva au început să râdă și era un pic... Nu știu dacă a apucat să ia o gură, dar a pus înapoi. După aia s-o fi scăpat și a zis nu știu ce, când am văzut că nu mai bea și că a lăsat dracu sucul, că a văzut că e ceva neregulă, i-am zis și eu,
căcare plăcută. A fugit la baie, o fi zis, nu știu dacă l-a apucat diarea sau nu, dar a fugit la baie și de la baie s-a dus la spital, că spitalul era gard în gard cu liceu și a venit de acolo. Cred că mai mult s-a speriat că cine știe cât i-o fi pus. Ăsta a zis că n-a apucat să-i pună mult, doar a zis un pic jumătate de pliculesc ca la bebeluș. Cine dracu de laxative la bebeluș, în puii mei? Aia, pula mea, jumătate de pliculeț, e diluat. E diluat și așa în suc, nu în apă, în suc. Deci, în frutifreșul ăla, cred că nici nu-și făcea efectul. Mai degrabă se căcă oricum de la frutifreșul ăla, cât de bun e. Zi-l-o pe aia cu ceapa aia. Deci, întâi, ca idee, pe holul la liceu, de ce dracule au pus alea acolo, la toate etajele, niște dulapuri mari de vreo 2 metri, nu vezi ce e pe ele. Și acum urmează povestea omului meu, Barius. Da, și eu cu încă unul am luat două cepe, am venit de vreme înainte să înceapă orele, le-am spart cepele alea, adică le-am zdrobit, și le-am aruncat așa zdrobite. Ceapă căpățână mare sau verde așa? Nu, ceapă bulbu. Am înțeles, de pus să mâncai, nu ceapă verde. Da. Și le-am aruncat după dulapuri, la etajul 1 și la etajul 2. Și a început ușor să miroase până la ora 10. Ce 11. Perioadă era? Era mai. Deci era cald. Da, până la ora 10-11 a început să miroase. S-a împuțit efectiv două etaje la liceu. Ai, pula mea. Mirosea numai aceapă pe hol. Trebuia să mai vină unul cu niște șuncă, brânză și să mâncase și apă un ziar întins. Da. Bă, îți dai seama că nu și-a dat nimeni seama. Că de pe durapuri venea mirosul. Mă rog, la un moment dat, cred că și-au dat seama, dar nu greu să afle cine, plus că am evitat toate camerele. Plus că și-a ține știe ce camere de căcat au acolo. Oricum le evitasem, pentru că n-aveau în toate unghiurile și știam cum... Da, știu unde aveau, acolo la cei de aici jos, de filmat la spre intrare, și nu știu pe unde, cred că pe la scara profesorilor mai aveau, și mai era una la intrare la sala de sport. Și mai era și la etajul 2 în fața laboratorului de bio. Ai pus și tu pe laterale, pe unde nu erau. Da. N-are căcat. Culmea era că dulapurile erau fix unde nu erau camere. Perfect pentru furat. Exact pentru furat. Cât i-a dus și pe capul. Păi ca idee, a scris unul, nu știu dacă mai găsesc poza, în curtea școlii, unde, liceul unde era terenul de fotbal, a scris unul pe zăpadă, mare, send nudes. Nu s-a aflat cine. Deși aveau acolo camere. Și cei care l-au pus pe neastelică, să dea la lopată, să nu se mai vadă send nudes-ul ăla. Hai mă, lasă-o dracu de treabă, că oricum venea primăvara peste câteva ore și se topea, că era dimineață. Știi ce puteai să mai arunci sus acolo? Ori pepene, coș de pepene, că și ăla se împute. Ouă să se clocească. Da, îl aruncai tu cumva așa și când pica se spărgea. Și... Dar trebuia să fie deja clocit, că altfel nu avea nicio... Oricum se strica. Păi da, dar când se strică așa la aer, nu se împute cum trebuie. Nici ăla l-a clocit. Nu, păi l-a... Și cum e la clocit? Pur și simplu a stat mult așa, ne-e folosit? Da, la căldură, dar nu cât să se facă, știi? Dar la ăla trebuie să-i dai drop și să fugi imediat, că altfel vomiți. Da, stai, adică, de exemplu, ai ou din frigider și lăsai în curte o zi. Nu, iei ou și îl lași vreo două săptămâni, trei să fie clocit? Da. Trebuie neapărat scos de la curul găinii sau mergi de la magazin? Păi oricum el dacă scos de la curul găinii, tot ține o lună de zile, aproape e bun. Mă rog, nu o lună de zile, depinde cât de cald e afară, știi? Mm-hmm. Dar la vreo 30 de grade trebuie să-l ții vreo două săptămâni, trebuie să se clocească ca lumea. Mă stăm să strică mai mult o clocit. Nu. Am înțeles. Știi ce mai mergea să pui acolo sus? Da, dacă aveai, că nu tot timpul poți să ai. Cartof stricat. Da, păi dar nu, pui cartofi și le lași acolo, că se strică. Nu neapărat, poate să facă mustăți. N-ai pățit să, hai să zicem, să crească. Da. Și să dea, aia e chestia, poate îți dă mustăți. Trebuie. Păi fii atent, știi ce faci? Îl zobești? Nu, înainte, îl bagi în apă, îl speri să fie umed. Ca să mucegăiască. Da, să strică sigur dacă e umed. Dacă îl ții în apă, că știu că mai țineam saci de cartofi în beci, și prindeau mustăți până primăvară, aia e chestia. Da, mă, dar dacă îl stropești cu apă, crede-mă, eu ieri am luat cartof, vineri am luat cartof, l-am pus în apă, l-am spălat, de fapt, l-am lăsat să se usuce, l-am lăsat pe
pe blatul la bucătărie și am plecat de la din București după două zile când m-am întors și l-am mucegăit. Dar încă nu mirosea. Încă nu mirosea. Aia e chestia, trebuie să intri mucegaiul ăla ca lumea care păi da, întâmplă. Durează, da, se întâmplă. Îmi pare rău pentru cei care mâncați. Bă, mai ții uite cum era pe atunci când n-aveam internet, adică tu ce aveai viteză la net când erai tu mic, când ai avut prima dată internet? Deci prima dată când am avut eu internet. Ce an era? 2008. Ai de pula mea, ce vremuri. Alții nu erau nici praf de stele pe atunci. Nu exista pe vremea aia noțiunea de internet prin cablu, nici ce fibră optică, internet prin cablu nu exista. Da, la UTP, de la vechi, așa. Deci nu era. Nu. Era și doar așa, aveau... pe modem sau pe ce era? Da, erau trei persoane de la mine din clasă care aveau din clasa 7, gen cu un an înainte, 2007, aveau de la până zap, până telefon de la mare zap. Știu că erau telefoanele alea zap. Cu antenă, da. E, și pe urmă în 2008 și-a luat lampă și mi l-a dat mie că el și-a luat altceva mai bun de la Rom Telecom, un modem de la Vodafone. Dar n-aveam semnal 3G, aveam 2G. Și hai, descărcam cu 8-9 kg. Adică, practic, tu, dacă voi să te uiți pe YouTube, cred că nici 144p nu puteai să te uiți. Nu, nu există noțiunea de uitat pe YouTube. Adică, maxim, probabil, căutai... Ce căutai? Poro nu puteai să vezi. Nu. Ce făceai cu netul ăla pe atunci? Ia ghiși ce putea să fac eu cu netul ăla în 2008. Să mă gândesc. Aveai ce să te joci? N-aveai ce să te joci. Ba da. Ce te jucai? Cu 8 kg pe secundă așa puteam să mă joc World of Warcraft The Burning Crusade. Cum puteai să joci fără lag? Aveam între 200 și 300 ping. Hai că mergea să bați așa creaturi, dar cu playerii nu puteai să te joci, să dai un PvP cu ei. Cât de cât mergea. Înseamnă că era bun serverul ăla totuși. Faza e că la WoW nu-ți trebuie ping atât de mic ca la alte jocuri. Ca la CS sau la LoL. Deci dacă te joci pe VE și nu joci cu playerii, nu ai probleme dacă ai netul. Poți să te duci până la 500. Eu aveam prima dată internet, ce dracu mișc aici. Undeva prin 2012 sau 13 am avut net aici la țară. De la pâncablu 12, că atunci mi-a băgat și mie. Da. Dar tu ai avut înaintea mea, deci cred că ai avut 2011. Nu, în anul care m-am mutat n-aveam internet. Păi te-ai mutat în 2010. În 2011 m-am mutat. 2011? În 2011 m-am mutat cu aia. Nu în 2010, în 2011 m-am mutat. Ah, deci atunci înseamnă că doar cu câteva luni înainte n-ai avut. Nu mai știu, știu că o dată am luat și un speak de la tine, un modem. Da, păi știu că eu aveam internet și tu n-aveai. Păi vezi că tu ai avut înaintea mea? Da, atunci, da, da. Da. Eu mai știu, să voi la roboți, nu știu ce voiam să fac și... În fine. Și țin minte că aveam și pisiul al meu, 14 ani aveam, Windows XP. Bă, și mi se întrerupea netul din 5 minute, nu știu cât avea. Ori era de la ei, ori era de la faptul că n-aveam un cablu de net să-l trag de la router până la mine în cameră. Și aveam tot așa un modem să mă conectez la Wi-Fi. Când am trecut pe Windows 7, n-am mai avut problema asta, surprinzător. Dar tot așa, am picat netul din 5 minute, nu puteam să fac nimic. Da, nasol era când nu pica doar netul, ci pica și curentul. Păi n-am avut o iarnă bine, deja eram adult în 2019. Da, în 2019, prin februarie, de a plouat, au înghețat stâlpii și au căzut cablurile de curent și 3 nopți am stat fără curent și mă încălzeam la aragaz, 4 inși. Bine că n-aveam vreun frate mai mic sau, Doamne ferește, să am copilul, băgam cuptor să nu înghețe. Păi până la vreo 16 ani așa, în fiecare iarnă, cel puțin, deci dacă eu aveam 16 ani, tu aveai vreo 11. Cam așa, da. Da? Până la vreo 16 ani... cred că 12 aveai. Ești cu 4 ani jumate mai mare. Da, deci. Zici ani era mai bine? 2014. Păi 2014 avem 14 ani. Nu, stai așa că mănânc căcat. Și-ți place? Nu, stai așa. Deci dacă am intrat la liceu în 2009, pe urmă 2012 era. 2012 era. Deci până în 2012 zici că se lua curentul pe aici. Da, păi atunci, iarna păi iarna aia, înainte iarna aia m-am mutat eu. Da. Când aia era zăpada cât gardul. Aia a fost singura iarnă ca lumea pe care am prins-o. Pentru că până atunci, absolut în fiecare iarnă... Deci era așa mereu. Mereu, cu nămeți, să blocau drumurile absolut de fiecare bine, dată. Bine, nu era așa circulată șoseaua pe la noi, să zici că nu treceau tot timpul mașini.
Dar a fost nasol, adică tot așa se lua curentul și... Da, în jur de 3 zile minim stăteam... Mâncați-și pula că miroase a mortăciune. În jur de 3 zile minim stăteam fără curent. Țin minte că în iarna aia ningea tare 3-4 zile, după aia gerul bobotezei, după aia iar zăpadă. Și țin minte că a făcut atunci primarul ăla de lua cu vola când avea pe cine să pună, ducea undeva pe la Ninel, dacă știi pe unde, undeva pe lungă cum ar veni, ducea zăpada. Bă, și până prin martie-aprilie, încă era morbanul de zăpadă acolo, nu s-a topit, așa de multă zăpadă era acolo. Da, înainte ningea și ningea mult, iarna trecută n-a nimis aproape deloc. Și când ningea acum la noi, ningea tot. În noiembrie, o zăpadă de asta timpurie, cu prea așa precoce. Și în martie. Și în februarie-martie, atunci, când dă să înflorească pomii, vine zăpada și s-au stricat florile și nu mai... Tu ai avut caise în curte în ultimii ani? Nu. Nici. Anul ăsta nu vezi că nu prea se mai face nimic? Bă, ce mi s-au corcodușile sau... Păi alea se fac tot timpul, alea cresc și dacă nu plouă 100 de ani. O altă fază a mai fost, dar aici tot așa, eram un pic mai mare adolescent, aveam vreo 14 ani, așa. S-a dat și ție primii floci. Și... Noi bântuiam noaptea pânsat și așa. Adică o ieșire de asta așa la două noaptea sau cât dracu fie acum era ceva zilnic oarecum vara. Nu așa ocazional. Da, și doar că atunci când se întâmpla chestia ce urmează eu să o povestesc era iarna. Aoleu, era și frig. Da. Pe vremea era iarna. Și niște dobitoci. Noi eram grupul nostru și mai erau încă doi dobitoci. Care unul i-a ținut, cum se zice, piedica să te urci mâna, scărița, atât din scărița lui altul, s-a urcat pe gard și i-a rotit lui ăla care era acasă acolo, i-a rotit receptorul de la antena satelită la de-n vârst, l-a rotit un pic. Ca da? Să nu mai prindă. Da, da, da. Și îți dai seama, por m-am mai dat cu picioarele în poartă la unul. Au ieșit aia, nu știu ce, noi n-am mai luat-o pe șoseaua principală înapoi. Da, că să nu ne întâlnim cu poliția, așa, așa, da. Că era ca chemată la poliția. Și am luat-o pe străduțe, așa, cum ar veni până la marginea satului. Și mergând noi așa pe la marginea satului, la un moment dat ne-am trezit în curte la unul. De ce? Pentru că ăla fiind la marginea satului și neavând vecini acolo, nu avea gard. Da, era o curte mare, la marginea satului, la ce da, trebuie? Gardul începea mai dincolo, știi, dar noi nu l-am... Începea cam de pe la casa lui, dar în spate, cum era deja, cum e aici la margine, da, nu prea mai era nu mai gard. Era gard. Era dus dracu. Și ne-am trezit în curte la ăla, băiatule, și încep câinii să ne latre, să nu știu ce, iese și ăla și iese cu pușca, o. Mm. Se vedeau, gen, că era noapte, se vedeau urmele la gloanțe în pula mea când trăgea. Cum zburau? Da. Dar a tras direct spre voi sau așa mai în sus de avertisment? Ce trecu că a tras direct spre noi în pula mea? Atât de handicapat era. Da, și am dat viteză, unul ți-a împiedicat, a căzut pe acolo, iar eu am alergat, m-am dus, nu știu, lampă ce-o fi făcut, că el era mai masiv așa. Eu am alergat... Până la nimerea primul. Vreo 200 de metri în linie dreaptă, mă rog, mai mult făceam și zigzaguri, să ziceam să nu mă lovească. Da, 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 da. Era ca pe PUBG acolo. Am dat de un canal de la de irigații, ce că m-am ascuns, m-am aruncat direct pe burtă, m-am dus în canal pe zăpadă, mă tăiasem la deget, curgea sânge, țineam mâna în geacă, să făcuse o pată așa roșie de sânge pe geacă. Da, ideea să nu lași pe jos sânge, să vină pe tine. E, pula, mai conta. Nici nu știu, dar cred că a curs și pe jos. Și da, ca să vă faceți... Bă, ce dracu aveam pe mână? Ca să-ți faci o idee, în 5 km era de acolo până la tine acasă. Până la mine acasă. Am ajuns în 15 minute. Mm-hmm. 5 km în 15 minute? Da. Și ai făcut în 3 minute un kilometru. Da, păi băgam viteză. Erai și în forță pe atunci. Da. Pune-mă pe mine să fug 100 metri, că zic, ai, o pușcă, mă, dă-te dreptul mai mult. Păi știi, baremul, de exemplu, la proba sportivă, la armată, una la alergare, trebuie să faci în mai puțin de 9 minute 2 km. A, păi... Și gândește-te că eu făceam... Tu ai făcut în... Deci, 6 minute 2 km. Tu erai cu 33% mai bun.
Băgam, mă, sprint, derupeam atunci. Bine, la tine a fost și frica aia, spaima aia, și de-aia e de la viteză. Da. Că dacă zicea vreunul, ai tupeu, tu îi ziceai, du-te în pula mea, că după, pe urmă, după ce am ajuns acasă, i-am sunat pe ăștia să văd pe unde sunt, că eu m-am despărțit de ei, am rupt viteza. Le-ai dat papuci. Ăștia, că au ajuns pe la pădure, stăteau pe acolo, se odihneau, că au fugit de ăla până la pădure și am zis, bă, voi nu sunteți sănătoși, cum să fugi până la pădure? Era mai departe pădurea decât satul? Da, mult mai departe. Și au fugit până la pădure. Eu am fugit vreo 200-300 de metri înspre pădure. Și apoi ai făcut dreapta spre casa ta. Da, și până am făcut dreapta și am dat-o pe câmp, așa am mers la dreptul până când am ajuns. Am înțeles. Eu am o pățanie, aveam un loc pe unde mai mergeam cu copiii la struguri. Eu nu mâncam struguri că nu-mi plac fructele, mâncau ei. Și într-o dimineață, eu dormeam și nu mai aud pe toți la poartă la mine, că eu stau la șosea. Ca idee, tu poți să confirm, cine stă la șosea, pe atunci era la mai șmecher. Acum regres că stai la șosea, că... Toate camioanele. Toate camioanele de scrapă pereții, toți ăștia care merg cu viteză și au brum! Și m-am trezit cu toți copiii la poartă, dar erau foarte împrăștiați. Ăla era pe bicicleta lui Cutare, invers, așa. Și mi-au spus că în locul unde mai mergeam, eu uite, bă, cât a Păianjenul. Ăla e Păianjen? Da. Bă, dă-l dracu cât de mare e. Hai, dă-l dracu, mă mai filmează? Doamnă. Așa. Și m-am trezit cu toți copiii la poartă. Ca să zică, bă, l-am pierdut pe Paul. Cu dracu, bă, l-ați pierdut. Bă, am fost acolo... Și a ieșit turul cu pușca la noi. Aoleu, da bă, și nu mai găsim pe ăsta. Bicicleta lui e la mine, el e cu bicicleta lui ălălalt. Hai că vin și o să-l căutăm. Până la urmă l-am găsit. N-aveam telefoane să ne sunăm și astea. Mă rog, aveam, dar cine dracu avea bani de credit? Pe vremea aia dădeai bip. Și atât. Și ca să-ți răspundă, îți dădea și el un bip. Și cam atât că... Vă înțelegea, spun codul Morse, dădeați bipuri mai scurte sau mai lungi. Păi bipurile erau așa, bip, da, ok, vreau să-ți vorbesc cu mine, mă duc până la el, că cine, cum să spun? Ce-i făcut, mă? Să sui pe Angelul ăsta pe mine, în pula mea. Da, uite, ia uite-l, ia uite-l cu berge. Da. Hai să-l arăt aici pe filmare. Ia uitați aici cât apoi Angelul. Stai, ia uite, ia uite, tarantulă. Ia focusează-te. Să-l visați la noapte. Îl luăm acasă? Hai! Ălă! Băgă-mi ești pula că mă bâzie toate alea. Haide mă să terminăm că mă pula. Și să nu uităm, bineînțeles, pe la 13-14 ani, nu știu cum a fost la tine că ești altă generație, e pubertate și vrei și tu să te uiți la ceva să te descarci. Dar ți-l minte și acum că nu aveai internet sau nu prindeai internet, nu aveai pe ce să vezi pornografie. Și puteai să vezi fie pe televizor la ore târzii. Poate aveai noroc, avea pe că tu casete de-astea... Nu, ce pula mea, la mine la țară nu există. Nu erau casete, nu? Nu. Nu erau. Și când comunist, dacă aveau o revistă porno, casetă, făceai bani mulți cu ea dacă o închiriai. Așa era pe atunci. Am găsit tot așa la un unchi, casetă de-aia așa cu porno, cu... dar în spaniolă era. Adică omul avea gusturi. Așa. Ți-l bite și acum. Deci voi sunteți cele mai nasoale filme porno ale latino. Cele mai nasoale? Da. De ce? Nu știu, nu-mi plac mie. În fine, continuă. Altora nu le plac femeile deloc, deci. În fine. Ideea e fermător. Pe atunci, n-ai libertatea pe care o ai acum cu $5. Cine e fraier să plătească $5 ca să o vezi pe una nu știu de care, care... Și treacu, bă, vezi și tu... Bine, s-ar putea să-mi fi trablit un loc, dar vezi că e un pic de nor pe lună de zici că o vrăjitoare călare? Da, dar erau mai multe forme, dar nu le-ai văzut tu până acum. Păi oricum eu sunt cu ochii acolo și îmi bate blițul ochi. Ia să-ți arătai de aici. Oh. Ce? Nic. Oricum nu se vede, văd doar blițul ăsta. Bă, mâncați, ai zici că e așa un cer cu corne pe lună. Da, dar în fine. Nu se vede pe filmare. Nu se vede dacă aveți vedere la ochi. Așa, deci ideea era frumător, voiai să te uiți la buleală, aveai de ales, ori stăteai până târziu noaptea să prinzi ceva. Bă, ia să iei toate alea pe tine. Da, pula mea. Stinge blitzul tău atunci, lasă doar pe ăsta, așa. Mă văd? Cred că nu prea. Apasă să se focuseze pe bine. Hai să-l ține așa. Ține-l așa, mai bine? Da, hai, în pula mea termină. Bun, deci ideea era așa, ori vedeai pe televizor, simite că dădeai așa. Music Channel, UTV, videoclipuri muzicale cu fete în țâțele goale.
Mai era un program romantic, acum parcă se cheamă Fil Cafe, pe care mi-ai dădea documentare. Și eram fascinat. Am văzut prima naștere pe ăla și eram... Cu dracu iese pe acolo un copil, cu dracu bagă capul pe acolo. Rămăsesem un pic uimit așa. Ce mai era? Pe sport.ro, mai târziu de wrestling, mai dădea Playboy. Ce porno mai dădea pe TV? Mai erau așa, pe Pro Cinema Național, cât un film de ăsta, Sanchi, comedie de mai era cât o scenă de sex. Și cam mai era pornografia. Mai erau revistele alea, tu le-ai prins? Erau la țară de alea cu programul TV? De la click? Da. Și pe ultima pagină, să plătești prin SMS 2 euro și îți dădea un film porno sau o melodie, ceva. Cea mai mare țeapă, îți dai seama? Logo-uri de alea porno. Cu ce? GIF-uri. GIF-uri în pula mea, ce film porno? Nu era film? Nu era GIF. Am trăit în minciună până acum. Dar atât de mic eram pe atunci. Era un GIF care era și alb-negru. Și alb-negru. Da. Și pe aia dai 10 lei, 15 lei. Da. Băgam, ești. Ai dat și... Eu bă, uite ce formă mistoare, zici că e o față. Nu zici că e o față? Nu te mai droga cu aia. Recunosc că am rupt o bucată de câine pe și am mirosit-o. Apis și-am mirosit. Bă, sigur nu zici că e o față pe lună? Nu cu aia. Bă, zici că e bă, un killer de pe Dead by Dead. Tu nu te ce joci, bă, Dead by Dead. Ce față bă vezi tu acolo? Deci adineaur avea nas și ochi așa ca un clown. Ce pula mea e aici și nu știu eu? Ce zici caută ar fi? Nu e Pennywise. Bă, și ai văzut că a bătut o lumină acolo? Zici că în pula mea e o placentă în zloboz cu copil. Prea mi-a bătut lumina în ochi, să dea dracu. Deci am zis și de filme. Mai da. E ceva? Nu, încheierea. Încheierea? Ți-a ajuns cu insectele? Da. Deci cam așa a fost copilăria la țară. A, mai era tot așa, suit un copaci, furatul de cireșe, cum a pățit și el de ziua lui, s-au suit unii în croponiță și au tras clopotul la 15 ani. Te obliga popa să mergi la biserică, la ora de religie? De la ora de religie, popa? Cam da. Te obliga, hă? Așa ne păcălea și pe noi, zicea, dacă nu veniți de cel puțin două ori pe săptămână, nota a patra. Frecție la picior de lemn. Bun, hai că l-au chinuit insectele, că el a stat la bliț acolo. Sper că nu mă asum nicio căpușă. Ăsta a fost videoclipul. Ne vom auzi data viitoare. A, ce-mi bate blițul ăsta în ochi.